Moldovenii încep treptat să revină la cotidian. Săptămâna a început cu unele ridicări de restricții. De exemplu, de astăzi, angajații la stat pot merge la serviciu, însă în baza unui regim special instituit de fiecare companie în parte. Autoritățile atrag totuși atenția că este mult prea devreme ca cetățenii să devină relaxați cu privire la pericolele la care se pot expune. Bugetare revin la serviciu, e adevărat, într-un regim special. Administratorii, conducătorii din instituții au dreptul să invite sau să solicite la serviciu acei funcționari de care au, zicem, sunt necesari imediat într-o zi sau alta. O parte din colegi vor continua să lucreze la distanță. Guvernul anunță că cel mai probabil după 15 mai starea de urgență nu va fi extinsă. Chiar și așa, oamenii nu trebuie să se relaxeze. Multe dintre restricții vor fi valabile. În ceea ce privește, zicem, carantina, dreptul la adunări și tot așa mai departe. Este absolut necesar să menținem aceste reguli, să nu ne expunem pericolului, deoarece pericolul primejdea aferentă acestei pandemii nu a trecut. Mai mulți specialiști spun că e posibil să fie și un următor val, de ce este necesar să păstrăm prudența. Premierul susține că pe lângă restricțiile impuse de stat și responsabilitatea cetățenilor în combaterea noului coronavirus, o contribuție importantă o au medicii care în prima linie luptă cu această pandemie. Rata deceselor în Republica Moldova din cauza coronavirusului este 3%. Rata globală este 7%. În regiune, deci în Republica Moldova, este una din cele mai mici rate. De ce profesionalismul medicilor moldoveni trebuie să ne mândrim cu el, să le mulțumim și să nu ne rușinăm să-l spunem.